Salutări și bine v găsit la acest videoclip în care vom încerca să ne setăm cumva, după cum am spus, o ambianță de developer. Ce înseamnă ambianță de developer? În orice caz, ca să vă explic în niște termeni mai ușori, până acum noi de fiecare dată trebuie să copiem acest puff, deci acest puff de la index.html, îl punem aici, și după aia trebuia să deschidem terminalul și de fiecare dată când logam ceva în consolă, mereu trebuia să facem un controller sau să facem un refresh la această pagină ca ceva să se afișeze aici în consolă, da? Dar Iarăși nu putem să automatizăm acest lucru pentru că în lumea profesională, în lumea reală, mai bine spus, aproape nimeni nu face acest lucru, aproape niciun developer mai profesional care nu este începător nu face un refresh automat. Ei au anumite modalități în care, mă scuzați, nu face un refresh manual, ei au anumite modalități în care pot face acest lucru automat și astăzi vom învăța două dintre cele modalități. Unul va fi prin ajutorul unei extensii de la Visual Studio Code și al doilea va fi instalând Node.js. Node.js, încă o dată, spun acest cuvânt, din cauza faptului că mi se încălce în limba. În orice caz, nu contează. După cum am spus, vom obține mai întâi o modalitate mai ușoară și după aia vom obține o modalitate mai grea. Deci, dacă modalitatea ușoară este ok pentru voi și vă place cum merge ea, nu trebuie să vă uitați la modalitatea mai grea, da? Dar ar fi de dorit, pentru că eu acest Node.js îl voi folosi pe parcursul secțiunilor, pe parcursul cursului nostru Și din cauza faptului dat, vă va fi mai ușor să faceți așa o asemănare Între ceea ce fac eu și ceea ce aveți voi Dar, după cum am spus, este la alegerea voastră Așa că, în caz că nu se primește ceva să instalați Nu rămâneți blocați pe acest videoclip Ci doar treceți la următorul, pentru că nu va fi destul de important Ok? Deci, cum o facem noi acest lucru? În Visual Studio Code există o extensie numită Live Server sau un server care este live, care rulează odată cum rulează și programul nostru. Da? Odată ce vom face noi schimbări în program, se vor face schimbările automat și în console, ni se va afișa totul și tot ce vom face noi, după cum am spus, va fi automat de fiecare dată când salvăm noi fișierul. Ca să instalăm noi acest lucru, mă voi duce aici, mai jos, în Extensions, da? După cum țineți minte, cum am instalat noi printerul, ne putem duce aici și vă așteptăm puțin să se încarce, mai întâi din cauza faptului că Visual Studio codul, ul niște bătăi de cap. Așteptăm să se încarce, așa, s-a încărcat și ne putem duce acum aici sus și să scriem Live Server. Și în momentul în care ne scrim acest Live Server, ar trebui să ne apară aici o multitudine de extensii, dar acum vă voi pe care o să instalăm noi și o să instalăm pe Asta, pe primul, live server și puteți vedea care este iconul, chiar dacă s-a schimbat puteți să o uitați după autor, da? Și ce vom face noi, pur și simplu ne vom duce aici și îl vom instala, foarte frumos, apăsăm pe acest buton de install și așteptăm puțin să se instaleze până a trece înapoi la proiectul nostru. Deci așteptăm aici puțin. Așa și după ce s-a instalat ar trebui să se arate ceva de genul, ar trebui să aveți un disable și un uninstall. Și deodată vreau să vă spun că el se va instala puțin mai greu din cazul faptul că trebuie să facă niște schimbări, dar nu contează. În orice caz, acum că l-am instalat, putem închide acest pop-up și să ne întoarcem la script.js-ul nostru. Și acum, dacă ne uităm mai bine, Aici jos s-a apărut un butonaj foarte interesant care se numește Go Live și dacă apăsăm pe acest butonaj, nou ni se va porni un server live care se va, se va uita asupra schimbărilor pe care le facem noi în cod și ne va afișa acolo output-ul în regim live. Cred că nu trebuie să explic ce este asta live, mulți dintre voi cred că știu deja. Așa că vom apăsa pe acest Go Live și observați ce o să se întâmple în momentul în care eu apăs pe acest Go Live, da? Așa, am apăsat, n-am reușit să filmez și s-a întâmplat acolo, dar în momentul în care am apăsat, îmi arată aici ceva de genul că serverul meu s-a pornit și aici am portul meu și mi s-a pornit un nou tab sau o nouă filestruică în Google Chrome-ul meu, pentru că asta este, este browserul meu default cum pot să închid ce s-a întâmplat și uitați-vă care este diferența dintre ceea ce avem noi aici, dintre ceea ce facem noi de obicei, da? Deci hai să deschid consola aici și eu voi deschide de asemenea consola și pe pagina asta la altă doar ca să vedem ce se întâmplă, da? În primul rând putem vedea că ne scrie aici că Live Reload este enabled sau reload-ul nostru live a fost pornit și avem mai jos o eroare. Dar eroarea asta va dispărea momentul în care, de obicei ea dispare momentul în care facem un refresh. Să vedem, da, acum a dispărut un momentul în care a făcut un refresh și ne-a dispărut și eroarea. Și acum, haideți să încercăm să afișăm ceva. Haideți, mai întâi, să încercăm să afișăm acest console.log și vom calcula un age și vom lua aici un an, 1989, 1989 ca exemplu, da? Uitați-vă, acum voi salva automat. Pur și simplu, voi apăsa control s și în momentul în care eu apăs control s uitați-vă cum aici deja mi-a apărut rezultatul, pe când în modul în care îl făceam noi, ar fi trebuit să mă duc să fac un control R ca să ne arate mai rezultatul, da? Deci, având acest live server, toate schimbările noastre se vor face automat și chiar voi închide acest tab vechi pentru că nu, nu vom mai avea nevoie de el. Și acum putem vedea aici că tot ce facem noi este rulat automat și se afișează în consolă. Ca exemplu, dacă voi schimba eu aici în 82, <coughs> Voi salva și acum dacă ne uităm aici este 155, rezultatul nostru se updatează automat, independență de ce facem noi aici. Tot ce trebuie să facem ca să vedem schimbările este să salvăm fișierul nostru inițial, da? Deci am salvat fișierul, putem vedea aici că avem aceste schimbări, automat, nu trebuie să facem noi un refresh, nu trebuie să ne batem capul deloc, da? După cum am spus, asta este modalitatea ușoară de a face acest lucru. Dar de asemenea noi avem și niște modalități, o modalitate mai bine spus pe care o să vă arăt, care este puțin mai grea, dar iarăși dacă nu vi se primește să instalați ceea ce vă o să vă arăt eu că trebuie de făcut, atunci nu vă băți capul și uh, modalitatea dată este destul de ok pentru un developer, uh, dar Iarăși ar fi de dorit să instalați ceea ce o să vă arăt eu, da? Deci acum vom trece la a doua noastră modalitate, care am spus că este opțională Și asta este instalarea lui Node.js Acum ce este Node.js, Node.js de, de asemenea ne permite să pornim un server live Care ne va arăta cu toate schimbările noastre și pe lângă asta ne va da încă niște feature-uri destul de interesante Acum cum instalăm noi acest Node.js și nu știu cum îl găsim în primul rând. E bine, este de ajuns să vă duceți pe Google și să căutați note.js, cum este scris aici, și ar trebui să găsiți acest prim site. Versiunile ar putea să se diferențieze, ai adică de ce aici am eu acum, din cazul că că să privi videoclipul în viitor, dar asta nu contează, doar duceți-o aici și dacă vedeți, aveți acest recomandat pentru toți utilizatorii, acest LTS recomandat pentru toți utilizatorii, veți apăsa pe el și în momentul în care faceți acest lucru ar trebui să vi se 10 ceva. Și acum vom încerca să instalăm ceea ce avem noi aici. Iarăși, pentru unii ar putea să nu meargă. De exemplu, dacă faci totul pe un Linux, nu știu chiar nu am instalat niciodată un nou JS pe un Linux am instalat doar pe Windows și pe Mac, așa că dacă îl puneți pe Linux, nu știu chiar nu vă pot da sfaturi, va trebui să vă descurcați singuri. În orice caz, dacă nu, atunci încercați să-l instalați manual, încercați să așteptați să se pornească ceea ce s-a downloadat aici și încercați să-l instalați manual. Eu chiar voi încerca să fac acest lucru odată cu voi, ca să vedem că am cum arată procesul. Deci am pornit instalatorul și arată ceva de genul, ne spune aici welcome și acum vom pasa pe next, adică mai departe, vom accepta tot ceea ce ne dau ei aici, iar își punem next și acum găsim unde să-l instalăm. Eu de obicei îl instalez în discul C pentru că așa nu risc că el să fie șters cumva când eu fac niște modificări în discul meu de bază, da? Așa că voi păsa aici pe next, după aia nu schimbați nimic la ceea ce se întâmplă aici, singură ce puteți să faceți este poate să apăsați aici pe add to path dacă el nu este enabled la voi, dacă nu este pornit ar trebui să-l porniți. După asta, ne vom duce, vom păsa iarăși pe Next, după aia aici avem un, un butonaj care ne spune să ne instaleze automat toate instrumentele necesare pentru a, l -a, l -a, l -a cu cu Node.js. În orice caz, asta ar fi de dorit să apăsăm să punem bifa pe el și acum ne putem duce să punem pe Next și să-l instalăm. Și acum vom aștepta puțin să se instaleze, eu voi pune o pauză la videoclip ca să nu ia prea mult timp, da? deci eu voi pune pauza acum. Ok, deci s-a finalizat aici instalarea, acum vom apăsa pe finish și acum nu ar trebui să ne batem foarte mult capul de ce se întâmplă aici, doar putem să o închidem apăsând pe orice buton de pe tastatura noastră, da? pentru că aici se vor instala niște a, instrumente mai adăugătoare și iarăși nu trebuie să ne batem capul de ce se întâmplă aici, putem doar să închidem. Și acum trecem la următorul nostru pas și este chiar să setăm acest nou JS pentru ambianța noastră de developing sau pentru fișierul în care se află proiectul nostru. Cum face lucrul dat? Îl vom face folosind ne de terminalul pe care îl avem noi în Visual Studio Code. Acum, ce este un terminal nu ar trebui să vă streseze la momentul dat, iarăși vom învăța totul despre terminale, despre ce fac ele, într-un punct mai târziu pe parcursul cursului nostru. Da? Deci acum ce ne interesează pe noi este cum să deschidem un terminal și noi îl vom deschide ducându-ne aici sus la terminal și vom pune aici pe new terminal sau terminal nou sau putem să folosim acel shortcut mai ciudat fel de acolo, dar mie îmi place să o fac pe metoda manuală. Da? Și deci aici ni se va deschide așa un pătrățel frumos în care ne va arăta aici că avem un terminal. Acum dacă sunteți pe Windows ar trebui aici să scrie PowerShell dacă sunteți pe Mac sau pe Linux, ar trebui să vă scrie bash. Eu vă voi arăta cum se instalați acele pachete, pachetele pentru pachete locale, să le spunem așa, pentru fiecare versiune de sistem de operare, și pentru Windows și pentru Mac. Acum primul lucru pe care vrem noi să-l facem este să ne ducem aici, chiar și pe Windows și pe Mac, și să scriem un node bară V. Scriind acest node bară V ar trebui să vedeți ceva cu mai interesant aici. Da, din păcate, nu mi-a arătat, acum voi încerca să reglez. Așa, deci, dacă ți-ai văzut acei erori la mine, tot ce trebuie să faci este să Visual Studio Code-ul, da? Și atunci, în momentul în care noi vom scrie Node bar V, ar trebui să aici să ne pară niște numere care sunt nimic altceva decât versiunea a Node-ului JS pe care l-am instalat noi. În cazul vostru, numerele este și clar că ar trebui să difere, da? Pentru că voi veți avea o versiune puțin mai diferită de cei, ce aici am eu aici. În no, orice caz, odată ce am scris acest Node bar V, am făcut un refresh în primul rând la Visual Studio Code, puteți vedea aici că mă uitați pe Stack Overflow, ce s-a și totul era se rezuma faptul că trebuia să fac un refresh pentru că în command prompt îmi mergea totul. În orice caz nu vă bat capul în mult cu termeni tehnici. dacă îmi scrieți acest note bară și ne, apare versiunea, înseamnă că deja am făcut un pas foarte mare. Iar Iarăși, dacă nu vă reușește cumva să puneți acest nou gest, nu vă bateți capul, nu este obligator. Da? Este de dorit, dar nu este obligator. Mai departe, după ce am instalat acest nou, următorul lucru pe care trebuie să-l facem este să instalăm niște pachete care

După aia vom instala acel live server, live bar server și după aia vom scrie minus g. Ceva ce acest minus g ne instalează acest live server global, da? Ne instalează global pe calculator. Și dacă facem acest lucru, veți vedea că se va porni ceva mai ciudat aici, dar se va începe în orice caz să se instaleze. Așa că până își dă seama ce se întâmplă terminalul meu, voi pune o mică pauză. Așa, s-a început instalarea, puteți vedea și voi aici frumos cum uh, s-a început aici instalarea. Avem aici o bară și ne arată totul. Da, așa că eu voi pune iarăși o pauză până se termine instalarea și după aia vă voi arăta modul în care puteți să instalați voi acest Node.js pe Mac, pentru că nimic nu se diferențiază, se diferențiază doar un mic cuvințel în momentul în care voi face acest NPM install, da? Dar în orice caz, dacă sunteți pe un Mac, acest Node bară ve oricum ar trebui să vă afișeze versiunea, doar acest NPM trebuie de el folosit puțin diferit, trebuie să-l folosim cu sudo. voi arăta ce, cum trebuie să facem acest lucru pe un Mac într-o secundă când se termină aici la mine frumos instalarea. Așa, la mine pare că s-a terminat instalarea și acum, odată ce s-a terminat, haideți să vă arăt cum se instalați pe Mac. Pe Mac doar am scris noi cel npm install, install server live server și mai departe. În fața acestui npm, da? deci aici în fața la npm-ul nostru, va trebui să scriem sudo. În momentul în care facem acest sudo, în care scriem acest sudo, sudo îl va instala și pe Mac. În cazul meu, ei bine, nu va merge în cazul faptului că sunt pe Windows, dar pe Mac sau cred că și pe Linux, acest sudo ne va ajuta să instalăm acest live server. Da? Deci acum avem acest live server instalat, putem să ne apucăm de lucru și să observăm cum el va funcționa. Și încă un mic lucru care cred eu că trebuie să vi-l spun este că pe Mac, în momentul în care instalați folosind un VDC sudo, vă poate cere parola de la calculatorul vostru, așa că să introduce acolo parola, da? În orice caz, acum haideți să inițializăm acest live server și să vedem cum el lucrează și cum vom, îl vom inițializa noi. Tot din acest terminal, tot ce vom scrie este aici live bar server. În momentul în care scriem acest lucru, iarăși ne va da o mică eroare din cauza faptului că trebuie să, facem, trebuie să fac eu aici o mică modificare ca să vă arăt. Așa, ce trebuie să fac? Uh, am făcut o mică schimbare. Uh, deci mie Windows-ul nu îmi dă voie să fac acest lucru din cauza faptului că nu am pornit de la numele administratorului acest terminal. Așa că ce am făcut a fost să închid frumos Visual Studio Code-ul și să-l repornesc chiar de la numele administratorului. În orice caz, cred că este foarte ușor cum faci acest lucrul dați și ce voi apăsați pe iconul de la Visual Studio Code, click dreapta și să îl porniți de la, ca să aveți privilegii de administrator în orice caz. După aia vom scrie încă o dată acest live server și în momentul în care scriu acest live server, îl voi închide aici ca să vă arăt totul cum merge. Voi uh, închide, uh, mai întâi mă voi duce înapoi în PowerShell-ul meu, pentru că am nevoie acum de un PowerShell, nu am nevoie de nodul meu. Și voi pune aici un mic plus. Voi aștepta să mi se deschidă un PowerShell, și după aia voi scrie cel live server iar ca să vedeți și voi cum se pornește, da? Doar ca să fie totul, dacă facem totul live, atunci să fie totul live, da? Și putem țin să se încarce acest PowerShell, așa, s-a încărcat și acum putem scrie iar, dacă nu ducem aici, acel live bar server. În momentul în care scriem acest live bar server, fiți atenți în partea dreaptă ce se va întâmpla. Puteți vedea aici că mi-a părut deodată ready for changes și după aia dacă mă uit în partea dreaptă, mi se deschide încă frumos aici o o mică ferestruică în care se întâmplă același lucru care se întâmpla și dacă instalam acea extensie, da? Deci acum mă pot duce în, în consola mea și în momentul în care voi face anumite schimbări, iarăși ar trebui să-mi apară această eroare, da? Voi face un control R ca să dispară acea eroare și acum îmi apare aici 47, da? Dacă voi schimba aici, salvez totul, dacă ne uităm aici, acum ar trebui după idee să fie 45. Voi schimba la 90 și după aia, după ideea, ar trebui să fie 40, sau anul 47, acum este 47. Deci să observa că totul se face automat acum și nu trebuie să facem noi refresh de fiecare dată, da? Aceste lucruri sunt foarte importante deoarece, iarăși, avem nevoie de un environment, de a, development puțin mai profesional, dacă vrem să facem niște lucruri mai complicate, pe care o să facem în secțiunea următoare, în care vom vorbi despre evenimentele și dom ul din JavaScript, în orice caz, nu o să vă spun acum nimic despre ele, pentru că a, după cum spus, am spus, vom face lucrul dat în iar viitoare. Iarăși, dacă nu vi s-a primit cum să instalați nou js ul pentru că este un proces puțin mai complicat și depinde de fiecare calculator și de fiecare sistem de operare și de cum este configurat, nu băteți capul tot ce puteți să faci este să folosiți ext extensia a, din Visual Studio Code numită Live Server. Da? A, și a, pe această cheie. Cam atât cu videoclipul de astăzi am reușit să ne setăm un environment destul de bun pe care îl vom folosi în videoclipurile viitoare ca să ne creăm nouă proiectele. Și ce să fim spuse, după cum am spus, vă aștept în videoclipul viitor.